astfel de unități în țară, să spunem că sunt de ordinul 3-4. Suntem în primele centre care au înființat un astfel de unitate pentru a putea veni în sprijinul pacienților cu accident vascular cerebral acut. De asemenea, suntem incluși într-un program național curativ numit Acțiuni Prioritare pentru accidentul vascular cerebral acut, mai precis în secțiunea tromboliză intravenoasă. Practic, din 2015 avem 2 ani de experiență cu această metodă de a trata accidentul vascular cerebral ischemic acut, iar unitatea noastră este acreditată cu toate actele de la Minister de aproximativ un an. Se pare că noi am dat un start foarte bun în regiune, astfel încât se pare că și județele limitrofe se gândesc să acceseze atât fondurile pentru trombolize, cât și înființarea unor astfel de activități. Înseamnă că exemplul nostru a prins în regiune. Spre neurologia de la Spitalul Județean Suceava sunt dirijate cazurile grave de accidente vasculare cerebrale din toate zonele județului. Cam 130-140 de pacienți sunt rulați pe lună în secția noastră, atât este contractul cu casa. Cererile din județ sunt foarte mari, toate cazurile grave se transferă la noi. În afară de secția noastră, care asigură o permanență pe neurologie, ar mai exista doar secția Spitalului Rădăuți. Cu toate acestea, toate celelalte spitale și inclusiv spitalul din Rădăuți ne trimit cazurile mai grave și care nu pot fi manageriate acolo. Accidentul vascular cerebral reprezintă principala cauză de mortalitate în România, alături de infarctul miocardic acut. Practic, este a doua cauză de mortalitate, însumând cam 21,64% din decesele din România și totodată este și a doua cauză de dizabilitate, cu 11,34%. Întrucât noi avem posibilități deosebite pentru a trata accidentul vascular cerebral în faza acută, asta însemnând în primele 3 ore de la debut. Există și o fereastră extinsă de până la 4,5 ore, dar asta presupune o selecție mai riguroasă a cazurilor. Dacă pacientul ajunge la spital în primele 2 ore sau chiar 3 ore de la debut, noi putem să ne gândim la inițierea tratamentului trombolitic. Recunoașterea timpurie a semnelor AVC și prezentarea cât mai rapidă la medic pot reduce impactul acestuia. O analiză care am făcut-o noi privind timpii de ajungere la spital, deci am evaluat etapa prespital, etapa UPU, etapa de urgență și etapa reacției noastre din secție, am constatat că cele mai mari pierderi de timp se realizează la nivelul pacientului. Pacientul uneori vine după 2-3 zile, timp în care așteaptă să vadă dacă nu-i trece. Aș dori să fac un apel pentru pacienți, dar mai ales pentru aparținători, să încerce să recunoască semnele unui accident vascular cerebral, care ar putea să fie un punct favorabil în vederea vindecării și a recuperării acestor pacienți. Pentru a recunoaște un eventual atac cerebral, utilizați algoritmul FBVT, față, braț, vorbire, timp. F, slăbiciune facială. Victima are un zâmbet ciudat, iar gura sau ochiul poate fi lăsat în jos. B, slăbiciune a unui braț. Victima poate ridica numai un braț. V, probleme de vorbire. Victima nu poate vorbi clar sau nu poate înțelege ce îi se spune. T, este timpul să sunați la 112.